Salut! Astăzi vrem să-ți prezentăm încă câteva seriale interesante care au fost lansate în acest an. Ca de obicei, am selectat doar producțiile care sunt traduse în română și care pot fi găsite pe internet. Dacă și tu ai în gând un serial interesant despre care încă nu am vorbit, așteptăm cu drag să aflăm sugestiile și impresiile tale pe care le poți lăsa sub acest video. Dar până atunci, să trecem la serial. Doctorul orașului. Viața unui om este fragilă. Această lecție a avut de însușit micul Omer atunci când tatăl său s-a stins sub privirile sale. Deși erau la spital și în jur alergau o mulțime de medici, ajutorul n-a fost acordat la timp și bărbatul a murit. În acea clipă, băiatul a decis să devină medic, un medic bun și cinstit, care nu va ignora un copil ce plânge în holul spitalului cerând ajutor. Timpul a trecut și Omer s-a ținut de cuvânt. Absolvind facultatea cu cele mai bune note, tânărul specialist s-a angajat în spitalul în care a decedat tatăl său, convins că va schimba din temelie felul în care sunt tratați pacienții. Însă realitatea a depășit aspirațiile medicului idealist și el înțelege că este imposibil să-i salveze pe toți. Aici el face cunoștință cu Leila, o doctoriță pricepută care fără frică asumă cele mai complicate decizii care zi de zi salvează viețile pacienților. Înțelegând că s-a îndrăgostit, Omer își mărturisește sentimentele, însă este respins de Leila, care deja este într-o relație. Totuși, această relație nu avea să aibă un final fericit. Iubitul lui Leila decedează într-un accident rutier, dar doctorița, măcinată de remușcări, pur și simplu dispare. Trec ani și Omer, dintr-un novice, s-a transformat într-un bun specialist, însă o greșeală va pune capăt carierei sale promițătoare. Pentru a evita un scandal, bărbatul este trimis într-un spital dintr-un sătuc îndepărtat. Descurajat de această numire, Omer nici nu bănuiește că anume în acest spital sărăcăcios, el va avea onoarea să lucreze cu doctorul Hakan, un chirurg extraordinar și un profesionist desăvârșit, al cărui talent pur și simplu îl șochează pe Omer. Însă doctorul Hakan nu este unica persoană care îl va surprinde pe Omer. Tot în acest spital, el îl va întâlni pe cineva la care sigur nu s-a așteptat. Strict secret. Absolvind Academia de Poliție, Naz era convinsă că de azi înainte va avea de-a face doar cu anchete complicate și de rezonanță, care la sigur îi vor pune în evidență calitățile extraordinare. Însă prima sarcină pe care a primit-o absolventa nu este nici de departe la ce se aștepta. În locul reținerilor spectaculoase, ea va trebui să joace rolul lui Yaz, o psihologă căsătorită cu Kipeșul Pamir, un alt polițist sub acoperire. Cei doi urmează să pătrundă în cercul apropiat a domnului Tarek, un influent om de afaceri, care conduce o amplă rețea criminală. Deși misiunea este una dificilă, din lipsă de experiență, Naz nu prea înțelege că este și foarte periculoasă. O glumă nepotrivită, o privire mai lungă, ba chiar o mișcare suspectă, poate avea urmări fatale pentru ea și partenerul său. Fiind guralivă și cu o fire deschisă, Naz îl îngrozește pe Pamir, convins că mai târziu sau mai devreme, vorbăraia tinerii îi va da de gol. Unde mai pui că mama lui Naz, crezând că fata ei este în Londra, o sună fără încetare și în cele mai nepotrivite momente. Însă mama polițistei nu este unica care amenință misiunea. De curând, unchiul lui Naz s-a angajat ca paznic în casa domnului Tarek. Obișnuit să lucreze singur, Pamir tot mai greu o suportă pe partenera sa și toate complicațiile provocate de ea. Naz, din contră, crescând într-o familie prietenoasă și iubitoare, se străduie să construiască relații cât mai frumoase cu Pamir și se pare că uneori uită că matrimoniul lor este doar un scenariu. Totuși, treptat, cei doi reușesc să se infiltreze în casa domnului Tarek și cu cât relațiile devin mai apropiate, cu atât mai scump le va costa eșecul. Zdrobit. Un grant pentru studiile la o universitate privată din Istanbul este o oportunitate care nu poate fi ratată. Anume așa au gândit soții Servet atunci când gemenii lor, Kerem și Ece, au obținut suportul care le va achita studiile în una din cele mai renumite facultăți din capitală. Având o situație financiară incertă, familia a fost nevoită să revină în casa părintească a lui Harun, de unde acesta a fost alungat de către tatăl său 25 de ani în urmă. Acum când părintele este la spital în comă, bărbatul se simte mai în largul său,
chiar dacă vor trăi cu mama sa, o doamnă cu caracter foarte dificil. Însă încercările prin care urmează să treacă familia Servet abia urmează să înceapă. Chiar din prima zi de studii, tânărul Kerem se încaieră cu Yagız, feciorul unui investitor important al universității, fapt care va duce la neplăceri considerabile. Folosindu-și influența din instituție, tatăl lui Yagız îi lipsește pe gemeni de grantul obținut. Știind că pentru familia lor achitarea contractelor este o povară prea mare, Kerem și Ece nu se grăbesc să-i spună lui Harun că au pierdut suportul financiar. Însă nici la Harun situația nu este mai bună. Acesta a pierdut serviciul care trebuia să întrețină familia, dar situația financiară devine din ce în ce mai complicată. Între timp, gemenii fac cunoștință cu Derin și Evren, doi tineri care de asemenea au probleme cu Yagız. Această prietenie va tensiona la maxim relațiile cu Yagız, care nu va rata nicio ocazie pentru a transforma viețile celor patru studenți într-un infern. Și în timp ce la universitate lucrurile se complică, acasă revine tatăl lui Harun. Dar prima ce face e că din nou își alungă în stradă pe fiul cu tot cu noră și cu nepoți. Inima îndurerată. Nimeni nu-și dorește o viață trăită în frică și durere. Nu și-a dorit-o nici Genet. Căsătorindu-se la 16 ani cu Ilmaz, tânăra spera că acum se va începe o viață nouă, plină de dragoste și fericire. Sărmana nici nu bănuia ce soartă greu așteaptă și că restul zilelor se va ruga ca moartea să vină cât mai curând. Bărbatul său, supranumit Ilmaz Nebunul, i-a transformat viața în infern. Mereu umilită și bătută cu cruzime, Genet trăia într-o frică paralizantă, incapabilă să se apere pe ea sau pe copii, care au crescut într-o casă unde certurile și bătăile erau la ordinea zilei. Știind că Ilmaz nu se va opri până nu o va ucide, femeia a scris o scrisoare în care își acuză soțul de faptul că bătăile lui au omorât-o. Reușind să transmită această scrisoare lui Zeynep, prima avocată pe care a găsit-o, Genetă îi spune să deschidă plicul doar după moartea sa, lucru care nu a întârziat să se întâmple. Profund atinsă din mesajul din scrisoare, avocata pornește urmărirea penală a domnului Ilmaz, fapt la care acesta la sigur nu s-a așteptat. Încercând să strângă cât mai multe mărturii despre relațiile dintre foștii soți, Zeynep apelează la copiii cuplului, care deși au crescut într-un adevărat infern, au păreri contradictorii. Fica cea mare, vădit speriată până la moarte, se teme să povestească ceva. Fica mai mică, prințesa lui tati, pe care Ilmaz niciodată nu a supărat-o, evident că și-a apără părintele. Dar feciorul, care odată chiar a sărit la Ilmaz cu cuțitul, refuză în genere să vorbească despre cele trăite în casa părintească. Înțelegând că investigația nu va fi așa de simplă precum i-a părut de la început, Zeynep totuși nu se lasă și încearcă diferite metode pentru a da de adevăr și a-l trage pe domnul Ilmaz la răspundere pentru toate faptele îngrozitoare pe care le-a săvârșit. Cam atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video până la sfârșit. Nu uita să scrii un comentariu cu sugestii despre alte seriale sau impresiile tale despre serialele prezentate astăzi. Pune un like acestui video dacă ți-a plăcut, dar dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.